Stela Dănilă vă prezintă Telejurnalul. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit la Telejurnal. Iată principalele subiecte. Doi directori ai pieței centrale și arhitectul șef al Chișinăului au fost eliberați din funcții. Primarul susține că nu și-au făcut bine treaba și trebuie schimbați. Cele patru persoane, printre care și trei minori, care au omorât cu bestialitate un bărbat, iar apoi și-au făcut selfie cu cadavrul acestuia, vor sta ani grei după gratii. Un actor de comedie, Volodymyr Zelensky, și actualul președinte ucrainean, Petro Poroshenko, se vor înfrunta în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina. Astăzi se împlinesc 78 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă. Autoritățile sovietice au omorât în Valea Siretului din nordul Bucovinei peste 3.000 de români nevinovați. Zic cu ghinion pentru trei funcționari din cadrul primăriei Chișinău. Ei au fost concediați pentru că nu și-au făcut bine treaba. Pe lista neagră sunt directorul și adjunctul său de la Piața Centrală, dar și arhitectul șef al orașului. Și nu este o glumă de 1 aprilie, demisiile sunt reale, anunță primarul Ruslan Codreanu. După ședința operativă voi semna dispoziția de eliberare a directorului Piaței Centrale și a întregii conduceri din Piața Centrală. Demisiile vin după ce mai mulți agenți economici care închiriază tarabe s-au plâns primarului că li se cer taxe fără motiv, iar cei care nu se conformează sunt discriminați. Primarul Codreanu vrea ca noua conducere să transforme Piața Centrală într-un punct de atracție turistică. Să fie o plăcere inclusiv pentru noi sâmbătă, duminică să mergem la Piața Centrală, să fie locuri amenajate de parcare, să știi că te duci și găsești produse autohtone, din grădină, nu la un preț mai mare decât în supermarketuri. Dar prețul mai mare decât în supermarketuri datorează anume faptului că acolo se colectează taxe informale și oamenii trebuie să supraviețuiască cumva. Și lista de demisii nu s-a încheiat. Următorul a fost arhitectorul șef al orașului Chișinău, Sergiu Borozan. Primarul spune că are motive întemeiate pentru a-l concedia. Și toate solicitările mele către Direcția Arhitectură și Urbanism de ar veni cu un sistem online de înscriere, la toate primeam răspuns că este centru de informare. Centru de informare în care doar vii și depui documentul și după asta oricum alergi ca veverița pe coridoare. Zeci de oameni care i-am întâlnit într-un an de zile, care 6, 7, 5, 4 ani merg la Direcția Arhitectură și nu-și pot rezolva întrebarea. După care Codreanu i-a certat pe preturi și șefii de întreprinderi că orașul nu este salubrizat. El dă vina pe responsabil că nu ar organiza bine procesul de lucru, așa că i-a venit o idee inedită. Eu fac apel la toți locuitorii municipiului Chișinău și anunț un concurs. Eu sunt gata personal să sădesc un cactus în fața preturii, care va primi cel mai multe plângeri din partea locuitorilor cu zone insalubre. Saci de deșeuri, crenci, cabluri pe jos, unde nu s-a intervenit și nu s-a reușit a curăța și a evacua gunoiul, vă rog să mă informați. Cele patru persoane care au omorât cu bestialitate un bărbat, iar apoi și-au făcut selfie cu cadavrul acestuia, vor sta în grei după gratii. Unul dintre inculpați a fost condamnat la 17 ani de închisoare, iar ceilalți trei, care sunt minori, la câte 10 ani de detenție. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Totul s-a întâmplat în luna noiembrie anul trecut în satul Onești, raionul Hâncești, la domiciliul victimei. Bărbatul trăia de mai mulți ani în concubinaj cu mama unuia dintre minori. După ce au consumat împreună alcool, între victimă și cei patru inculpați s-a iscat o ceartă urmată de o bătaie. Procurorii spun că tot scandalul a pornit de la faptul că bărbatul și-ar fi insultat concubina, mama unuia dintre agresori, iar aceștia au vrut să se răzbune. Victima și-a pierdut viața după ce a fost lovită cu sălbăticie de cei patru. Potrivit procuraturii, inculpații au filmat tot ce s-a întâmplat cu telefonul, iar după săvârșirea crimei au făcut mai multe fotografii cu cadavrul victimei. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a confirmat îmbolnăvirea cu rujeolă în cazul bărbatului din Chișinău, care s-a întors recent de la o competiție sportivă din Dubai. Acesta a fost internat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă. Într-un alt caz, în care era vizată o fetiță din raionul Aneni Noi, boala nu s-a confirmat. De la începutul lunii martie au fost înregistrate 13 cazuri de rujeolă confirmate prin investigații de laborator, dintre care 8 au fost la copiii unei familii din sectorul Ciocan al Chișinăului. De la începutul anului
anului trecut și până acum s-au înregistrat 358 de cazuri de rujeolă în Republica Moldova. De la Andrei la primăria Chișinău, Octavian Lungu a schimbat fotoliul de director al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică pe cel de șef interimar la Direcția Transport. El susține că are o vastă experiență în domeniu care îl va ajuta să dezvolte atât infrastructura rutieră cât și transportul public din capitala Republicii Moldova. Am mai mult de 8 ani experiență în domeniul transporturilor și a drumurilor. În domeniul financiar, cred că în totalitate vreo 10 ani, respectiv în domeniul energetic, mai recent, peste 5 ani. Octavian Lungu a ajuns la primăria Chișinău la mijlocul lunii martie. Inițial a ocupat o altă funcție, după care a ajuns în fotoliu de șef la transporturi. Pentru început, el își propune să facă o analiză amplă a domeniului. Voi veni, desigur, cu propuneri și soluții de îmbunătățire a situației în domeniu, deci nu spun că este o situație proastă, dar eu cred că tot timpul este loc pentru mai bine. Prima sa misiune este demararea programului de reparații în curțile de bloc. O suprafață de 60.000 de metri pătrați ar trebui să fie reabilitate. Asta înseamnă 80 de curți de la 400 de adrese din Chișinău. Deci necesar vor fi făcute reparația integrală, adică frezare, asfaltare, plombare a căilor de acces către blocuri. La fel va fi efectuată asfaltarea trotuarelor. Vor fi înlocuite bordurile. Lucrările ar urma să înceapă în luna mai și vor dura aproximativ 5 luni. Bugetul alocat de Consiliul Municipal Chișinău este de 20 de milioane de lei. Octavian Lungu îl succede pe Vitalie Buducel, care a plecat din funcție invocând motive personale. Bărbatul care lăsa cauciucuri uzate în parcul de pe strada Ion Luca Caragiale din Chișinău a fost identificat. Inspectoratul de Poliție a sectorului Buiucani s-a autosesizat pe marginea acestui caz și a stabilit că făptașul are 52 de ani și este locuitor al municipiului Chișinău. Pe numele lui a fost întocmit un proces verbal pentru încălcarea regulilor de asigurare a curățeniei în localitățile urbane și rurale. Pentru fapta sa, el riscă până la 1.800 de lei amendă și până la 60 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității. După 15 ani în care a stat în paragină, grădinița din satul Geamăna a prins din nou viață. Clădirea a fost renovată cu sprijinul Guvernului României. Două grupe de micuți și-au redeschis deja porțile pentru 50 de copii. Cum arată după renovare instituția de învățământ, vedeți în telejurnal. Noi consultări privind formarea unei majorități parlamentare mâine la ora 12 la reședința de stat din Chișinău va avea loc întrevederea liderilor PSRM și PDM cu președintele Igor Dodon. Scopul discuțiilor este identificarea unui consens care să permită crearea majorității parlamentare și votarea unui nou executiv. Igor Dodon a anunțat în repetate rânduri că nu va accepta o majoritate parlamentară creată în urma șantajului din deputați transfugi. Potrivit legii, dacă timp de 3 luni nu este creată o majoritate parlamentară care să voteze un nou guvern și dacă timp de 3 luni Parlamentul este în imposibilitate de a adopta legi, șeful statului dizolvă legislativul și anunță alegeri parlamentare anticipate. Blocul acum refuză invitația președintelui Dodon și nu va participa mâine la consultările inițiate de șeful statului în vederea creării unei majorități parlamentare. Liderii acum spun că nu vor negocia cu democrații pe care îi acuză de falimentarea țării. Cele două fracțiuni parlamentare vin însă cu ofertă pentru colegii de parlament, discutarea și votarea în plena pachetului de legi anti-oligarhice. Liderii acum au decis să nu dea curs invitației șefului statului la consultări. Nu avem ce să discutăm cu conducerea Partidului Democrat, care se face responsabilă, vinovată de capturarea instituțiilor statului și respectiv de sărăcirea oamenilor și de alungarea unei bune părți a populației din Republica Moldova. Nu mergem la această discuție. Noi reiterăm prin această declarație de astăzi că problema principală a Republicii Moldova este statul capturat. Mai mult, liderii PAS și PPD invită mâine pe colegii lor de parlament la discuții pentru a
negocia așa zisul pachet de legi antioligarhice, inițiative ce prevăd demiterea procurorului general a conducerii CEC, CNA, ANI, dar și altor instituții de stat. Invităm deputații care nu sunt controlați de regimul oligarhic la discuții transparente pe data de 2 aprilie 2019, ora 10. Șantaj politic și tentativă de corupere a deputaților din alte fracțiuni este comentariul purtătorului de cuvânt al PDM, Vitalie Gamurar, la propunerea liderilor blocului acum. Prin acest gest, PAS și PPDA încearcă de fapt să-și acopere o nouă decizie de a refuza dialogul, de a bloca în continuare țara. Cele două partide fac în acest fel încă un pas spre declanșarea alegerilor anticipate și urmează să-și asume răspunderea în fața cetățenilor pentru acest gest irresponsabil. Niciun deputat din fracțiunea PDM nu va da curs acestei tentative mascate de corupție politică și șantaj exercitate de PAS și PPDA. Potrivit regulamentului Parlamentului, proiectele de lege nu pot fi supuse dezbaterilor până când nu este ales președintele forului și nu este constituit biroul permanent al legislativului. De astăzi, șoferii nu mai trebuie să circule cu farurile aprinse și pe timp de zi în localități, transmite Radio Chișinău. Potrivit regulamentului circulației rutiere, conducătorii auto sunt obligați să aprindă faza scurtă a luminilor în perioada 1 noiembrie-31 martie, când vizibilitatea este redusă. Pentru prima dată, această regulă a fost aplicată în anul 2009. Inspectoratul Național de Patrulare îndeamnă șoferii să dea dovadă de maximă prudență în caz de condiții meteo nefavorabile sau precipitații abundente, să aprindă farurile de ceață și să adapte viteza la condițiile meteo. De azi înainte, înscrierea copiilor în clasa 1 este la doar un clic distanță. Site-ul eșcoala.chisinau.md este funcțional. Părintele se înscrie pe platformă cu ajutorul unei adrese de e-mail. Mai apoi trebuie să indice instituția în care urmează să fie înscris copilul, va selecta limba de instruire, codul numeric personal, localitatea și adresa de domiciliu. Trebuie anexată copia buletinului de identitate și copia certificatului de naștere al copilului. Platforma a fost elaborată pe modelul e-grădinița.md. Crearea site-ului eșcoala.chisinau.md a costat municipalitatea 89.000 de lei. Lumina Speranței a apărut la grădinița Licurici. După ce a stat 15 ani în paragină, iar copiii făceau naveta prin satele vecine, grădinița din satul Geamăn a prins din nou viață. Cu sprijinul Guvernului României, clădirea a fost renovată, iar două grupe și-au redeschis porțile pentru 50 de micuți. Alți peste 100 de copii vor putea merge și ei în curând la noua grădiniță. Închisă în anii 90, grădinița din Geamăna, Anenii Noi, ajunsese o ruină, deși în sat sunt peste 300 de preșcolari. Adică până în 2015 funcționa un bloc adaptat ca grădiniță, unde erau cazați 50 de copii. Am mai deschis-o într-un bloc tot adaptat încă 50 de copii și ne-am axat pe reparația blocului tipic. Am hotărât să mergem cu pași mai rapid, să deschidem două grupe care ne permite și constructiv clădirea, ca să funcționeze ele separat. Cu suportul Guvernului Român și contribuția primăriei, grădinița Licurici a prins din nou viață. Elizaveta Croitor este cea care în urmă cu câțiva ani a pornit carul din loc. Aici era un dezastru, ruinat deja, era în clădirea moartă. Și am auzit de Guvernul României, a alocat un proiect pentru susținerea instituțiilor preșcolare și școlare și am bătut alarma. Știți, după cum vedeți, clădirea noastră a înviat. Deși lucrările de reparație nu sunt finalizate, redeschiderea celor două grupe va schimba mult situația. La situația de azi ne permite 50 de copii la să fie incluși în instituția dată, care să beneficieze de educație și instruire conform cerințelor Ministerului Educației, de o alimentație de 3 ori în zi, de asemenea să se joace împreună cu copiii, cu semenii săi și să întrețină o relație de comunicare. Educatorii au muncit și ei pentru ca lucrurile să fie puse la punct. Acum avem toate condițiile și măsuțe separate pentru copii, adică să nu stai unul altul îmbuziți. Pătucurile toți sunt separate. Avem WC-uri foarte
după ultimele standarde, amenajate și dotate cu micuțe special pentru ei, baie desigur. Părinții nu vor mai face navete la altă grădiniță. Se descurcau, mă rog, greu. La muncă e ca bunica acasă. Copilul am rămas, am lăsat lucrul eu și le-am oferit lor, mă rog, spațiu în câmpul muncii. Dar acum e foarte bucurie mare. Duceam în anii noi. De la 2 anișori a frecventată, dar vă spun sincer, e complicat. Dimineața trebuie scularea mai devreme. Financiar va fi mai bine ca decât cheltuielile. Și am ales grădinița din sat. Sperăm să fie bine. Nu am cuvinte. Foarte frumos, foarte, cum s-a menționat, cred că este o grădiniță după toate standardele europene, cu condiții foarte bune, de care copiii noștri se vor bucura. Pentru renovarea grădiniței Licurici, Guvernul României a alocat peste 2.400.000 lei. Ca astfel de grădinițe să fie inaugurate pe tot teritoriul Republicii Moldova, indiferent de limba pe care o vorbesc, de cetățenia care se autoidentifică beneficiarea acestor proiecte. Pentru că cei care sunt principalii beneficiari sunt copii și trebuie să avem grijă de viitorul copiilor noștri. Contribuția localității a fost de peste 4 milioane de lei. Lucrările de reparație urmează a fi terminate la sfârșitul anului, după care urmează amenajarea. Astfel, încă 100 de copii vor putea merge la noua grădiniță din Geamăna. Din dragoste pentru profesoara lor grav bolnavă, elevii de la un liceu din Chișinău s-au mobilizat să facă rost de banii necesari pentru o operație în străinătate. Lor li s-au alăturat și colegii de cancelarie ai dascălului. Cum puteți lua parte la această faptă bună, aflați din Telejurnal. Doi bărbați de 32 și 40 de ani au fost reținuți de poliție pentru că produceau și vindeau droguri în Chișinău și în suburbiile orașului. Pe parcursul anchetei, oamenii legii au identificat mai multe persoane care făceau parte din grupul criminal organizat, ce aveau roluri bine determinate. Polițiștii au identificat atât persoanele care produceau și comercializau droguri, cât și mai mulți consumatori. Printre ei și un avocat care și-a recunoscut vina și a predat drogurile pe care le avea asupra sa. Cei doi comercianți au fost reținuți pentru 30 de zile, iar dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 15 ani de închisoare. Un bărbat de 32 de ani din Chișinău a fost găsit mort ieri dimineață într-un container de gunoi din sectorul Râșcani. Polițiștii au reținut trei suspecți care ar fi chefuit împreună cu victima chiar înainte de tragedie. Preliminar, polițiștii au stabilit că cei trei suspecți au consumat băuturi alcoolice, urmare la ce între ei și victima s-a iscat un conflict, aplicând mai multe lovituri pe suprafața corpului. Poliția a deschis un dosar penal pentru omor intenționat. Dacă cei trei suspecți vor fi găsiți vinovați, ei riscă de la 15 la 20 de ani de închisoare sau chiar detenție pe viață. Pompierii din Chișinău au mers la grădiniță, nu la distracție, ci pentru a învăța pe copii că nu au voie să se joace cu focul. Salvatorii le-au spus celor mici care sunt măsurile de protecție și regulile de prevenire a incendiilor. La grădinița numărul 13 din Chișinău, copiii au fost gazdă primitoare pentru salvatori. Pompierii le-au dat sfaturi utile. Putem să luăm un cerșaf, adică încercăm să protejăm căile respiratorii. Dacă este imposibil de ieșit, ușa e blocată sau s-a întâmplat o problemă pe cale de evacuare, ieșiți la geam. Noi cu scara să avem posibilitatea să vă evacuăm. Încercăm să organizăm o instruire a copiilor de la vârstă mică, totodată să aduc la cunoștință niște reguli care sunt referitor la apărare împotriva incendiilor. După statistica incendiilor, sunt cazuri când incendiile se produc și din cauza jocului copiilor cu focul. Și noi încercăm să organizăm toate modalitățile de a preveni un incendiu. Copiii au admirat uniformele de pompieri și au testat câte ceva din tehnica de intervenție. Când a stropit cu apa, mi-a făcut foarte tare să nu ne jucăm cu căbrete. Foarte interesant, mi-a plăcut foarte mult. Mașina este foarte frumoasă, pompierii sunt foarte frumoși. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Pedagogic al Grădiniței în cadrul orelor cu tematica formarea deprinderilor de respectare a regulilor de securitate în situațiile excepționale.
Sper că toate cunoștințele care s-au dat la instituție cu ajutorul domnilor o să rămână în amprenta memoriei copilor și să știți că de multe ori însăși copiii învață părinții cum e corect și cum nu. Treptat trecem toate patru situații de calamități ca copilul și teoretic și demonstrativ și practic să aibă în concordanță toate acestea, să dea niște rezultate pozitive pentru a ști cum să ne comportăm în situații excepționale. De la începutul anului 2019 au avut loc peste 70 de incendii provocate de copii. Elevii și dascălii unui liceu din Chișinău s-au mobilizat pentru a veni în ajutorul unei profesoare care luptă cu o boală cumplită. Femeia are nevoie imediat de bani pentru operație la o clinică din Turcia. Din cei 37.000 de euro s-au strâns 20.000, dar mai este nevoie de oameni generoși. Nu vreau să sfârșească viața mea aici. Eu vreau să merg mai departe. Vreau să învăț mai departe noi generații de copii. Liliana Moise este de 8 ani profesoară la Liceul Literarum din Chișinău. A aflat că este bolnavă în urma unui control medical de rutină. Vestea a fost ca un trăsnet. Viața este așa că pe parcurs ne pune la diverse încercări. Unora noi le putem face față singuri, altora din păcate nu. Iată, într-un asemenea moment a ajuns și Liliana, când nu mai poate de una singură să facă față luptei cu cancerul. De când au aflat de cumplita boală, elevii, părinții, dar și profesorii au organizat mai multe evenimente pentru a strânge suma necesară operației. S-au strâns o parte din banii necesari pentru proceduri de chimioterapie în străinătate. În aceste zile, chiar în aceste zile, ea urmează să fie operată și pentru operație are nevoie de încă 17.000 de euro, deci numai operația, fără a fi incluse costurile postoperatorii. Suma este mare pentru un pedagog, tocmai de aceea și solicităm ajutorul comunității. Elevii simt lipsa și o așteaptă să se întoarcă cât mai curând la ore. Desigur că îmi este foarte dor de profesoara mea. Ea este o doamnă foarte bună și totdeauna are grijă de noi. Îi spunem totdeauna că totul va fi bine. Îi filmăm totdeauna videoclipuri și îi trimitem pe Viber cum noi îi încurajăm. Noi o susținem spunându-i că totul va fi bine și așa și ar trebui să fie. Când vine la noi îi spunem că totul va fi bine și că se va în sănătos și în curând. Eu încurajez pe doamna Lea să nu retrăiască și să fie, eu vreau ca să fie totul bine și ea să revină în Moldova și să fie fericită până la adânci bătrâneți. Eu îi doresc tot binele din lume ca să se facă bine și să se întoarcă la noi. Colegii profesoarei fac un apel către toți oamenii care vor să o ajute pe Liliana. Nădăjduim că acest mesaj, acest strigăt din Liceul Literarum să ajungă la inima mai multora, fie că sunt foști elevi care deja sunt mari, fie că sunt familiile lor. Ordânsa astăzi spre noi strigă indirect și cere această mână de ajutor pe care să o oferim. Credem că din puținul fiecăruia se face mult în ceruri. De aceea, pentru aceste momente, e nevoie de ajutorul celor din jur, e nevoie de ajutorul comunității, fapt pentru care îi rugăm pe toți cei care au posibilitatea să ajute cât de puțin aceste învățătoare, ca să iasă învingătoare din lupta cu boala. Cei care vor să dea o mână de ajutor pot consulta site-ul caritate.md sau pot transfera bani și pe conturile afișate pe ecran. Actorul de comedie Volodymyr Zelensky a învins în primul tur al alegerilor prezidențiale din Ucraina. După numărarea peste 90% din buletine, el conduce cu 30% din voturi. Zelensky este urmat de actualul președinte Petro Poroshenko și fostul premier Iulia Timoshenko cu 16% și respectiv 13% din voturi. După publicarea exit poll-ului care l-a dat învingător detașat, actorul Volodymyr Zelensky s-a arătat convins că va învinge și în turul al doilea, indiferent de contracandidatul pe care îl va avea.
тільки перший крок до великої перемоги. Смотри, нам все равно, з ким бути в другому турі. І ми, чесно говоря, я не знаю, мені вже сказали, що є якісь там фейки, ми з ким-то вже договорюємося, об'єднуємося. Ми ні з ким не договорюємося. Ми молоді люди, ми не хочемо, чесно говоря, бачити все то прошле в своєму будущому, будущому нашої країни. Тільки перемоги, а яка стратегія? La rândul său, actualul președinte al Ucrainei, Petro Poroșenko, a cerut mobilizarea alegătorilor în turul 2 împotriva lui Zelenski. Poroșenko și-a învinuit oponentul că s-ar afla sub controlul controversatului oligarh ucrainean Igor Kolomoisky, care ar sponsoriza-o și pe Iulia Timoșenko, fost premier al țării. Протягом найближчих 5 років ми завершимо всі фундаментальні зміни, започатковані в попередні 5 років. Однак не слід розраховувати, що перемога вже в нас в кишені. З сьогоднішньої хвилини нам потрібна тотальна мобілізація всіх українських патріотів. Сама собою перемога не прийде. Тотальна мобілізація всіх, хто бореться за Україну, відкинувши всі politicii zabarvă. Fostul premier Iulia Timoșenko este depășită de actualul șef al statului cu aproximativ 3%. Ea a contestat rezultatele la ieșirea de la vot, precizând că formațiunea sa politică a obținut alte date după numărarea paralelă a voturilor. Я просила би зараз суспільство не сприймати соціологію, яка називається exit poll, як істину в останній інстанції. Це абсолютно маніпулятивна, нечесна річ. Potrivit Comisiei Electorale Centrale de la Kiev, aproape 63% dintre ucraineni s-au prezentat la urne. Peste 34 de milioane de alegători au fost înscriși în listele electorale. Însă 5 milioane de locuitori din teritoriile controlate de separatiștii ruși în regiunile Donetsk și Lugansk nu și-au putut exercita dreptul de vot. Turul 2 al alegerilor prezidențiale din Ucraina va avea loc pe 21 aprilie. Rezultatul final va fi decisiv pentru politica externă a țării pe fondul conflictului militar cu Rusia. Fosta șefa DNA România, Laura Codruța Chioveș, a venit în această dimineață la secția 18 Poliție din București în cadrul procedurii de control judiciar. Ea a fost plasată joia trecută sub control judiciar de procurorii secției speciale pentru magistrați. Chioveș este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită și mărturie mincinoasă în legătură cu aducerea în țară a fostului director FNI Nicolae Popa. Codruța Chioveș are mari șanse să conducă parchetul european. Un nou sondaj a fost publicat de Parlamentul European după o medie a unor cercetări sociologice din fiecare țară membră. Conform acestuia, PSD în România ar obține cele mai multe mandate de europarlamentar la alegerile din mai, însă PNL se apropie la 5% distanță. Sondajul prelucrat de Kantar Public pentru Parlamentul European arată că PSD se menține în fruntea preferințelor românilor cu 29% din intențiile de vot. La mai puțin de 5% distanță sunt liberalii, iar pe locul 3 se află Alianța USR Plus, creditată cu 14,2%. Cei de la ALDE ar fi votați de 10,7% dintre alegători, cu un procent mai mult decât Pro-România a lui Victor Ponta. Potrivit sondajului, UDMR ar atinge la limită pragul electoral de 5%, iar PMP nu ar prinde niciun loc. Aproape toți politicienii au ieșit la luptă declarându-și dragostea de țară. Iubesc enorm de mult țara și îmi doresc să continui bătălia pentru România, pentru că merităm mai mult. Avem de oferit Uniunii Europene și putem să cerem mai mult. Bună ziua tuturor celor care iubesc România în fiecare zi și care înțeleg miza acestor alegeri. Vreau să fac un apel sincer la toți cei care iubesc această țară. Românii sunt păcăliți de demagogi, unii care își latră patriotismul, știi? Patriotismul e ca dragostea de mamă, se poartă în suflet, nu se latră. Discursurile din această campanie pentru europarlamentare arată că unele obiceiuri rezistă în timp. În aceste momente solemne, mă gândesc la țărișoara, la România, la fericirea ei, la progresul ei, la viitorul ei. Pe 26 mai, românii îi vor alege pe cei 33 de europarlamentari, cu unul mai mult decât în actuala legislatură. La nivelul Parlamentului Uniunii, estimările din luna martie arată că popularii și-ar păstra avansul față de socialiști, chiar dacă ambele grupuri au mai pierdut câteva procente. Sondajul arată însă o creștere pentru formațiunile eurosceptice reprezentate acum de grupul Europa Națiunilor și Libertății.
și-au făcut loc în garderobă pentru o cauză nobilă. Mai multe persoane publice din Chișinău și-au scos ieri hainele la vânzare. În telejurnal aflați că banii obținuți astfel vor fi folosiți pentru dotarea unui centru de terapii pentru copiii cu autism. Astăzi se împlinesc 78 de ani de la masacrul de la Fântâna Albă. Pe 1 aprilie 1941, Uniunea Sovietică scria cu sânge una dintre cele mai negre pagini în istoria neamului nostru, omorând în Valea Siretului din nordul Bucovinei peste 3.000 de români. A fost aici o nenorocire. Pe 28 iunie 1940, România este impusă prin forța armei să cedeze Uniunii Sovietice Basarabia și nordul Bucovinei. Acest moment avea să marcheze începutul unui adevărat calvar pentru românii basarabeni și bucovineni. Oamenii erau deportați, erau schinjuiți. A început o perioadă foarte sângeroasă în istoria actualei regiuni Cernăuți. Astfel, NKVD-ul sovietic decide să testeze loialitatea localnicilor față de regimul sovietic. Rușii lansează zvonuri potrivit cărora granița cu România poate fi trecută în mod legal. A fost o capcană. În ziua din 1 aprilie 1941, peste 1500 de locuitori din satele Pătrăuții de Jos, Pătrăuții de Sus, Cupca și Suceveni s-au pornit cu toții către centrul raional Hliboca. Cu timpul, către Hliboca s-au pornit și alte grupuri de locuitori din satele de pe Valea Siretului și procesiunea care intra în Hliboca la 1 aprilie 1941 constituia peste 5.000 de oameni. Cu nădejdea, cu speranța că li se va oferi trecerea legitimă, așa cum a fost și făcut nu cu mult înainte cu nemții care au plecat din nordul Bucovinei, cu polonezii. Nu s-au gândit la regimul acesta că o să omoare civil, bă, fără arme. Cum erau împlasate mitralierele? Erau dintr-o parte și din alta și o tras în lume. Și lumea cădeau ca snopii. Mult au cazut, mii și mii de oameni. Mureau românii bucovineni cu dorul de țară în suflet, la doar 3 km distanță de România în care doreau să trăiască. Acești căzuți erau răniți, care erau răniți, dar care și împușcați de morți. Și era buldoaze și au săpat gropi și eu aruncat în groapă. Subiectul masacrului de la Fântâna Albă a fost considerat tabu în perioada sovietică. Când Uniunea Sovietică deja se destrema, s-a avut posibilitatea de pus piatra aceasta pe care o vedeți dumneavoastră. În anii 90 s-a trezit ceva în noi atunci când se prăbușea sistemul sovietic și a avut loc mari manifestări. Abia peste câteva zeci de ani de la destrămarea Uniunii Sovietice, prin truda și efortul românilor bucovineni, au fost ridicate această troiță și bisericuță care mai păstrează vie amintirea acelor români care și-au dorit un singur lucru, să trăiască liber în țara lor. Părinții noștri totdeauna credeau că au să se întoarcă. Românii și astfel cu românii. Părinții au murit, rudele și românii nu s-au mai întors. Mamă, inima mi-a arsă. Rezervația Orheiul Vechi are șansa să-și recapete flora și fauna de altădată. Datorită unui proiect inițiat de Mișcarea Ecologistă din Moldova, pe malul râului Răut sunt plantate 6 hectare de fâșii forestiere. Ele sunt menite să dezvolte habitatele naturale, dar și să împiedice eroziunea. Plantarea este pe sfârșit, rămâne doar ca autoritățile locale să asigură protecția noilor perdele forestiere.
Pe sectorul dintre pădurile de la Trebujeni și Butuceni vor fi plantați aproape 24.000 de puieți de 10 specii. După cum puteți vedea, lucrările sunt în toi și vor fi terminate până la sfârșitul lunii aprilie. Inițiatorii proiectului spun că acesta este un model ecologic de refacere naturală a unui întreg ecosistem. Fâșia forestieră ea joacă un rol foarte complex. Eu am zis numai de o singură componentă legată de hrănirea păsărilor, dar eroziunea solului, nu mai zic de colmatarea răutului, care este arhitectul acestui peisaj, el are nevoie de protecție. Să nu uităm, unde este o perdea de protecție, apare biodiversitatea, adică apar mii de vietăți care până atunci nu au fost într-un areal. Și aici tot se combină minunat. Râu, perdea de protecție forestieră, vegetație și peisajul. Se plantează 13 specii autohtone, dintre care palte de câmp, fras în comun, păr, măr, sălbatic, mălin, clem cânesc, păducel și altele. Plantăm conform tehnologiei. Plantările se fac conform unui proiect elaborat de Institutul pentru Cercetări și Amenajări Silvice. S-a ținut cont de sol, dar și de speciile de arbori și arbuști. Va fi și ca un spațiu de recreere, de odihnă pentru vizitatori și comunitatea locală. Suprafața și este de 6 hectare, cu lungime de aproximativ 3 km și lățime de 40 de metri de la oglinda apei. Ne-am luat angajament ca să întreținem această plantație. Deci este întreținere, spunem așa, mai serioasă, primul an, dacă este secetă. Asta îi fie nevoie de irigare. Proiectul Comunitate Responsabilă Peisaj Terestru Conservat a fost realizat cu suportul celor 20.000 de dolari, bani obținuți prin programul de granturi mici al Fondului Global de Mediu. Fâșiile forestiere sunt destul de reduse, în general suprafața pădurilor s-a redus și trebuie să crească. Politicile statului, strategiile statului prevăd acest lucru, noi doar vinem să susținem. Este important ca să susținem proiectele de reabilitare, fiindcă protejăm, conservăm ceea ce avem, ceea ce s-a păstrat și reabilităm, deci, anumite lucruri care pe parcurs le-am pierdut. În zona Orheiului Vechi sunt peste 500 de specii de plante, dintre care 66 sunt specii rare. În zona sunt și 91 de specii de păsări. Jucăriile de pluș, joaca cu semenii sau scrinciobul nu mai sunt de mult o atracție pentru copii. Acestea au fost înlocuite treptat de tehnologiile moderne. În cadrul unui seminar, peste 150 de părinți din Sângerei au aflat cum pot deveni periculoase dispozitivele electronice pentru copii. Nu mai este o noutate că mulți copii reușesc să mânuiască bine gadgeturile mai devreme decât să facă primii pași sau chiar să vorbească. Evident, unii părinți sunt fericiți de faptul că piciilor descoperă rapid tainele unui smartphone sau ale unei tablete. Psihologii prezenți la seminar însă au prezentat date care demonstrează riscul la care sunt supuși micuții. Noi am venit aici ca să le spunem la părinți că acum tu stai bine mersi în zona ta de confort. Oferi copilului tău un ecran, dar ulterior vei culege roadele sau consecințele pe termen lung sunt groaznice. Copiii care sunt diagnosticați deja, care stau la evidența psihiatrului, care fac terapie în continuare, deci eu personal am în asistență adolescenți cu diagnosticați cu psihoze, care necesită acum și tratament medicamentos și plus ședință de terapie. Copiii chiar și până la 2 ani nu mai mănâncă dacă nu au o tabletă sau un telefon în mână. Mulți conștientizează că această problemă există, dar ei cred că se poate întâmpla cu oricine, numai nu cu copilul lor. Seminarul a adunat nu doar părinți, ci și mai mulți profesori care încearcă să găsească soluții pentru dependența care afectează tot mai mulți copii. Copiii deja au uitat deja să mai comunice unul cu altul. Și deci e o problemă foarte mare și stridentă și de aceea eu, ca cadru didactic, vreau să informez și pe cei din instituțiile preșcolare, pe părinți, care sunt impactul și consecințele. Eu am un copil de 6 ani, încerc să-i restricționez timpul la televizor, la telefon, deci încercăm să reducem timpul la jumătate de oră pe zi, nu mai mult. Încercăm să-i aducem jucării noi, jucării interesante, construcții Lego, activități în aer liber, pentru ca să-l aducem în lumea reală. Evenimentul a fost organizat de platforma media suntpărinte.md cu susținerea financiară a Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare.
Ministrul de Externe al Republicii Moldova, Tudor Ulianovski, a fost desemnat bărbatul anului 2018 la un show tradițional organizat de o revistă pentru femei. Irina Rimeș, The Motans și Connector au încălzit atmosfera la balul de primăvară. TVR Moldova a fost partener media al evenimentului. De 16 ani consecutiv, revista pentru femei organizează balul de primăvară, iar cei mai buni specialiști din diverse domenii sunt premiați. La acest bal de primăvară, în primul rând, este un show de excepție, un show de zile mari. Alături de noi vor fi artiștii noștri autohtoni, cei mai iubiți artiști autohtoni. Au fost oferite premii pentru 27 de categorii, de la personalități și business până la sănătate și modă. Câștigătorii au fost aleși prin vot online. Premiul Medicul Anului a avut doi câștigători, Ludmila Tofan-Scutaru și Cezara Andronache. Cu peste 35.000 de voturi, bărbatul anului 2018 a fost desemnat ministrul afacerilor externe și integrării europene, Tudor Ulianovski. Sunt extrem de onorat pentru această distinție și aș dori să exprim apreciere. Deana Voievuțchi a fost aleasă cel mai bun designer al anului. Eu încerc de fiecare dată să le spun femeilor că ele sunt un centru, un centru al unui pământ întreg, al unui univers, într-adevăr. Să nu uite să se iubească, să nu uite să se aprecieze și uneori să-și îndrepte coroana, pentru că ea trebuie purtată cu multă demnitate. De la spectacol nu puteau lipsi artiștii în vogă din Republica Moldova și România. În general, Moldova e mai aproape de artă decât România, în care e un pic industrializată, să zic așa. Mă simt extraordinar. Am deja prieteni aici, Adrian Ursu, este fratele meu. Mă bucur foarte mult că pot să fiu alături de el. Pentru această seară am pregătit un show foarte dulce și drăguț. Balul de primăvară este organizat de către revista pentru femei din anul 2004. Și-au eliberat garderoba pentru o cauză nobilă. Mai multe persoane publice din Chișinău și-au scos ieri hainele la vânzare, iar cu banii adunați vor ajuta la dotarea unui centru de terapie frecventat de copiii cu autism. Vizitatorii au făcut cumpărături, au participat la tombolă cu premii și au asistat la un show de magie. La Ermaroc s-au găsit de toate, rochii, încălțăminte, accesorii. Vizitatorii au spus că au venit în primul rând pentru a susține această cauză frumoasă. Am venit pentru ca să-mi reînnoiesc un pic garderoba, dar și să fac o faptă bună. Mă strădui să vin de fiecare dată când este un asemenea eveniment, dar mai ales cele organizate de Stella, pentru că ea chiar iubește foarte mult micuții de la SOS Autism. Mi-am luat o ie și un saco. Știu cum e de fapt să faci față cheltuielilor zilnice pentru terapie și asta într-adevăr este foarte costisitor și anume de aceasta am decis să susțin acest târg. Printre fetele care și-au scos hainele la vânzare au fost și jurnalistele TVR Moldova, Ilinca Avram și Stella Dănilă, cea care este și ambasador al copiilor cu autism. Evenimentul de astăzi este despre caritate, dar și despre sustenabilitate, pentru că pe lângă partea de binefacere pentru acești copii cu autism, ne dorim să readucem la viață niște lucruri de care poate noi ne-am plictisit sau nu ne mai vin bine. Prețurile pe care le-am pus astăzi sunt simbolice. Ne dorim ca fiecare vizitator care ne trece pragul acestui târg să poată să-și permită să-și cumpere ceva. Ne bucurăm tare mult că avem mulți oameni dragi care ne susțin, parteneri care sunt alături de noi, care ne-au dat premii și avem și tombole, deci oamenii nu doar vin să cumpere lucruri de la noi, dar și participă la tombolă și pot să plece acasă chiar cu premii mai valoroase decât ceea ce au cheltuit ei aici. Reprezentanții Centrului SOS Autism, care sunt și părinții acestor copii, știu cel mai bine cât de mult înseamnă susținerea celor din jur. Este vorba despre sensibilizarea publicului, este vorba despre conștientizarea problemei cu care ne confruntăm noi. Așa că cât mai mult, cât mai bine, fiindcă până la urmă, astfel lumea uneori aude de problema care nu a cunoscut-o până acum. Târgul a culminat cu un show de magie susținut de iluzionistul Gary Cosma.
Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Banca Națională a păstrat pentru mâine un curs oficial de 17 lei și 35 de bani pentru un dolar american. Moneda europeană crește la 19 lei și 49 de bani. Leul românesc se va cota la 4 lei și 9 bani, iar hrivna ucraineană va avea valoarea de 63 de bani. Rubla rusească se va cumpăra cu 26 de bani. Ce vreme ne așteaptă mâine, aflăm chiar acum din rubrica Meteo. Găsit. Mâine vremea rămâne frumoasă în Republica Moldova. Până atunci însă, în această noapte, minima va coborî până la 1 grad. Mâine cerul va fi senin întreaga zi, nicio șansă de precipitații, însă temperaturile vor fi mai scăzute, vor varia între 9 și 11 grade Celsius. La Chișinău așteptăm 3 grade în această noapte și 11 grade mâine la prânz. Și în România vremea se va răci ușor, trecător va mai ploua, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 8 și 20 de grade. Acestea au fost informațiile, să aveți o seară cât mai frumoasă! Doamnelor, domnilor, telejurnalul a ajuns aici la final. Nu uitați, știrile noastre le găsiți pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook, unde așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră. Rămâneți cu TVR Moldova în câteva minute. Începe emisiunea Punctul pe azi. Eu sunt Stella Dănilă și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți. La revedere!